Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Felicitări, Dorian, a fost un meci foarte scurt cu Maccabi. Exact cum am promis. Am promis că o să fie un meci scurt, am promis că o să-l ciocănesc tare și asta am și făcut, pentru că ăsta, ce zic aia fac. Așa e, în toate conferințele de presă anterioare la care ai participat, spuneai că faptele o să demonstreze tot, gura mai puțin. Absolut, pentru că n-aveam nici cum să vorbesc foarte mult, pentru că nu aveam nimic în spate. Acum am un meci în spate și cu siguranță la restul meciurilor o să pot vorbi un pic mai mult. Așa e, el era foarte sigur pe el înainte de meci. Crede-mă că în privirea lui nu era siguranță că nu era cu mine în cușcă. Eu i-am spus, ești tare în papagal, ești tare în papagal, dar la un moment dat o să intrăm noi de în cușca aia, să închide și când sunt numai eu cu tine acolo, o să-ți pară tare rău. Dar chiar te-ai ținut de cuvânt, erai foarte supărat așa, adică el cu declarațiile pe care le făcea te-a motivat să fii aici și să termine prima reprezentare. Da, eu sunt clujan, sunt foarte calm așa în general. Dar în momentul în care m-ai călcat pe bătutură, să termina șmecheria. Deci, pot să păstrez calmul, dar în momentul în care s-a atins limita aia, gata, văd negru în fața ochilor. Ce te-a deranjat cel mai mult la toată această perioadă? Că scotea povești, adică bă, măcar dacă zicea chestii adevărate. Că chestii de genul ăsta. Da, îți dai seama, la un moment dat, oamenii chiar au început să creadă. Și normal că e deranjat în momentul în care începe lumea pe social media să te acuze cât... Na. Da, dar toată lumea știe că tu ești, de fapt, un bărbat seducător. Da. N-avea cum să se întâmple lucrurile astea. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! De aceea ai fost și la Puterea Dragostei. Nu ți-ai găsit iubirea acolo? Ți-ai găsit-o dincolo, de competiție? Nu, deci la Puterea Dragostei nu mi-am găsit iubirea, pentru că nu mi-a plăcut așa mult formatul emisiunii, nu a fost exact stilul meu. În perioada în care am fost, erau foarte multe certuri. Am ajuns acolo direct în scandal, nu înțelegeam nimic, așa că nu mă uitasem înainte. Am zis, ok, nu pot să prind din fug așa și cum ți-am spus mai devreme, eu dacă mă enervez, eu chiar mă enervez. Și nu era bine pentru emisiune să mă enervez eu. Am văzut că dacă te enervezi, chiar te enervezi. Pe cine vrei să provoci în ring? Sau cine te-a provocat acum? Deci, justițiarul ar trebui să-și ia porția de justiție când vrea. Bineînțeles, din nou, repet, Dorian Popa, dacă ar avea un meci pe box cu mine, mi-ar face mare plăcere, pentru că știu că Dorian Popa are probleme cu piciorul. Eu îl apreciez foarte mult și să nu se înțeleagă greșit, n-am nimic cu Dorian Popa, chiar îl urmăresc și așa, dar vreau eu să fiu Dorianul ăla suprem, atât am. Eu vreau adică să fiu Dorianul ăla. Adică te deranjează chestia asta că Dorian Popa din... Suntem doi Dorian și trebuie să fiu unul mai bun. Bine, el e mai bun pe multe alte domenii, măcar pe bătaie lasă-mă și pe mine, omule. Da, nu? Măcar pe bătaie, dar poate și el este bun, că și el se antrenează, nu, să zice la asta. Nu avem de noi să știm. De-aia zic că ar fi un meci foarte frumos. Mi-ar face mare plăcere, deși știu că e un meci destul de imposibil, mi-ar face mare plăcere. Dar nimic nu este imposibil, uite, dacă te privești în camera aceea și poți să-i faci o provocare așa, la noi, la oameni. La un dans, hai să dansăm, pam, pam. Da, sunt sigură că ar fi un meci foarte interesant. Da, sigur, așa... ales că amândoi suntem cam aceleași kilograme, aceeași înălțime. Și eu am bulldog francez ca și tine. Conduc Mercedes, ce dracu, hai mă să mor eu dacă nu. Ar fi chiar exact meciul care... Deci care sunt asemănările? Da, ele așa n-am hâs rezidenț, dar urmează. Mai am un pic, că tu ești un pic mai mare la vârstă. Dă-mi și-mi un pic de... Ce ai făcut înainte de meciul de astăzi? Ce ai făcut aseară? Ai bea vreodată vreun gând că s-ar putea să te înfrângă? Nu, n-am avut niciodată gândul că s-ar putea să mă înfrângă. Ideea e, pentru mine era să fac un meci frumos. Pentru că urmăritorii mei știu că sunt foarte dedicați și s-au rugat pentru mine și au dorit foarte mult meciul ăsta și am vrut să le ofer cel mai frumos meci care pot să-l ofer. Acum, cu siguranță, mulți dintre ei le pare un pic rău că am terminat foarte repede. Dar credeți-mă, frățiorii mei, că în momentul în care ești în cușcă și îl vezi liber, îl vezi deschis, n-ai cum să nu iei lovitura din knockout. Deci, practic, n-ai avut nicio emoție. Adică, ai emoțiile alea de început, dar siguranța pe care am văzut-o eu pe adresele de socializare m-a făcut și pe mine să cred că vei termina foarte repede. Nervo depășit emoțiile întotdeauna. Adică, dacă știi să controlezi nervii și starea asta de nervozitate, ești campion. Ai niște ritualuri așa înainte de meciuri de genul ăsta? Da, mă gândesc că să uită familia mea și vrea
omul să mă facă de râs în față la maică-mea, la taică-mea, să mă umilească. Și mă gândesc că ok, vrei să-mi faci asta, fii atent aici ce urmează. Vine măcelul. Deci ei s-au uitat dată la tine și te-au susținut. Da, maică-mea aici în sală, n-aș fi avut cum să o dezamăgesc. Și n-a avut emoții, așa, pentru că e foarte dificil pentru o mamă să-și vadă băiatul în cușcă. Pot să recunosc că m-am mai văzut la niște bătăi, am avut o viață și de stradă, să zic așa, am mai avut bătăi de stradă și așa mai departe, am mai umblat pe la spital, deci mama era obișnuită cu mine să fiu așa mai răutăcios, așa să zic. Da. Dar acum, în ultima vreme, cum am maturizat, am început să mai înghici, să trec mai departe, pentru că știu că un pom costă mulți bani. Și atunci, de multe ori, prefer să înghici și să mă duc mai departe. Dar aici, în ring, nu trebuie să înghit, aici chiar pot să fac tot ce vreau eu. Adică să... E perfect. Cine te-a mai susținut în afară de mama ta? Toată lumea, deci la prieteni, familie, toată lumea a fost aici lângă mine, deci cum pot să zic? Încă un YouTuber, Emil Bădărău, dar n-am. El nu a intrat cu mine, deși aș fi vrut să intre cu mine, dar nu m-a lăsat ăștia la Ericsson să intre cu cineva, au vrut să intru singur, așa cum vrea să... Există o domnișoară care să... Nu? E domn secret. Nu, te întrebam pentru... urmăritoarele tale, cele care probabil se bucură foarte mult pentru tine. Mă bucur că mă susțin și așa mai departe. Nu știu, este secret. Cine știe, ești cunoaște. Nu pot să vorbesc foarte mult. Avem și o provocare în seara aceasta. Dacă nu am văzut-o pe ring, o vedem dincolo de el. Da, sincer să fiu, nu prea mi-a plăcut meciul cu Dorian Popovici. Bă, ce meci a fost ăla, mă? Alo, Dorian Popovici, intră tu cu mine în gala 46, eu te provoc, Rubin. Și ai să vezi ce înseamnă, de ce vreau să răzbun pe Machiavelli. Nu mi-a plăcut, l-ai văzut jos și tot îi dădai. Lasă-l în pace, vreau să te răzbun, Machiavelli. Nu se poate așa ceva, ce facem, mai? Deci Dorian Popovici, uite mă, nu sunt eu prea mare, dar te dovedesc, fii atent ce zic.